Salut, Patrick! Salut! Bine ai venit la Porsche Talks Tennis! Să știi că ești, am vrut să zic, ești singurul jucător, singurul non-jucător care participă la interviurile astea, pe lângă Radca, okay. Adică artista care a făcut pozele alea frumoase și pe care ați avut inspirația să o chemați aici, bravo, good job! Cu ajutorul Porsche! Na, acum fiecare cu ale lui. Ce vreau să te întreb este așa. Felicitări, adică în primul felicitări pentru turneu. Un mulțumesc. Turneu micuț, cochet, intim. Vorbeam despre asta înainte. Care până acum a fost impecabil organizat, super tare. De când ați început nebunia asta? De când ați început pregătirile, organizarea, demența? Mulțumesc în primul rând de aprecieri. Într-adevăr, cred că ne-am descurcat bine până acum. Acum știi cum e, că din interior îți faci autocritica mai mult și se văd lucruri care din afară nu se văd, știi? Dar eu cred că am făcut o treabă bună până acum. Adică din toate feedback-urile pe care le-am primit, am încercat să luăm și de la jucătoare, de la fete cât mai mult, de la WTA, bineînțeles. Și toată lumea a fost mega încântată de tot ce au văzut aici. Am primit și multe mesaje de la jucătoare, de chiar că s-au simțit extraordinar. Și da, am muncit foarte mult, să spun sincer. Avem o echipă extraordinară în spate. Cred că suntem cu tot cu vendori și tot voluntari. Suntem, cred că, la undeva la 500 de persoane implicate în eveniment. Deci cu asta sunt norocos că am foarte mulți oameni buni în jurul meu. Deci cumva meritul e super împărțit la toată lumea. Fără ei n-aveam nicio șansă. Și în ultimele săptămâni am văzut cu ochii mei cum s-a muncit, adică oameni care efectiv nu și-au mai văzut familiile și așa mai departe, adică au muncit efectiv zi și noapte. Am avut zile când se pleca de la birou la 5 dimineața și la 8 eram înapoi. Deci cumva toată lumea și-a depășit orice atribuție care, să zicem, era la care eram înțeleși. A făcut exces de zel în sens pozitiv. Exact, dar cumva nimeni care lucrează aici, senzația mea este că nu o face pentru bani. Adică toți sunt atât de pasionați de ceea ce fac și simt că sunt parte dintr-un proiect mare și toată lumea o face din pasiune, ca și cum lucrează voluntar, știi? Uh-huh. Și asta e extraordinar. Mi se pare că cel mai greu lucru de găsit în orice faci e oamenii sunt buni. Oameni și, pasionați, da. Da, oamenii clar. Buni și o echipă cumva frumoasă. Asta e, cred că e cel mai prețios lucru. Apropo de asta, care au fost cele mai mari provocări în organizare? Bănuiesc că nu e foarte ușor tocmai să faci un turneu, că vorba, dacă era ușor, făceau toți. Clar, nu e foarte. Adică este singurul turneu WTA din România în momentul ăsta, singurul turneu de circuit mare, de fapt, nici de ATP nu mai există. Da. Și care sunt provocările? Pentru că oamenii nu știu, știi cum e, oamenii vin, se uită, urcă în tribună, se uită la jucătoare, se bucură, pleacă acasă, dar bănuiesc că în spate e o demență. Da, cel mai greu lucru, în primul rând, a fost foarte complicat să obținem licența. Negocierile pe care le-am avut au durat, parcă au fost interminabile. Noi am început să gândim ideea asta undeva în septembrie anul trecut, când, ca să fac așa un scurt istoric, noi ne ocupăm în primul rând cu organizarea festivalului de sport, adică Sports Festival, cu care trebuia să avem a treia ediție, dar era un festival care se baza pe foarte mulți oameni la un loc, 50, 60, 70 de mii de oameni pe zi, și cu pandemia, nemai putând să-l organizăm, mulți oameni mulți dintre colegi erau deja sătui de stat acasă, știi, adică le era dor de un eveniment mare și ne-am gândit ce putem să facem să ieșim în față, să revenim, să brandul să îl ținem în picioare și să nu depindem neapărat de acei 70.000 de oameni, pentru că știm foarte bine contextul nu ne ajută exact. Acum. Așa că noi am vrut să ne, tot timpul când am făcut ceva, am vrut să o facem la un nivel înalt și să fie calitativ. Și asta, așa a venit ideea asta, eu jucând și tenis înainte, am zis că ce-ar fi să facem așa ceva, mai ales Clujul n-a avut niciodată și atunci ne-am motivat de două ori treaba asta, să aducem în Cluj acest turneu. Bine, pentru că n-ați avut turneu, dar voi aveți un pic de istorie în spate. Corect. Cu meciurile de Fed Cup, exact, cu Sports Festival ce ați făcut. Să știi că asta a ajutat foarte mult, adică dacă eram un oraș, să zic, random, care nu mai avea niciun eveniment înainte, nu știu dacă am fi reușit. Adică asta, istoricul pe care Clujul are la organizarea evenimentelor și deschiderea autorităților, a contat foarte mult în luarea deciziei. Și asta a fost cel mai complicat, să-i convingem pe oameni că, nu, unul la mână să obținem licența, pentru că în VTA sunt licențe date, un număr limitat de licențe. În mod normal, dacă nu e pandemie, e aproape imposibil să obții o licență nouă.
ca să cumpere o licență vorbim de milioane de euro, de asta foarte puțini dețin o licență, majoritatea sunt închiriate. Și cumva cred că ne-a ajutat contextul, adică în tot răul acesta cu pandemia am făcut un pas în față când mulți au renunțat, au făcut un pas în spate, n-au putut să-și mai susțină costurile, adică au fost turnee multe care au renunțat și cumva am profitat de momentul ăsta ca să ne facem loc acolo în calendar. Deci au durat discuțiile undeva la, nu știu, cred că, adică 6, noi am semnat în 5 mai licența, deci, agreement-ul ăsta. Începând din septembrie până începând în mai. Din septembrie primele discuții până din noiembrie intens până în mai. Adică asta a fost. Asta înseamnă că v-ați apucat în mai de organizare efectivă? Exact. Exact. În 5 mai. Înseamnă că ești impecabil, că vorba aia, au trecut 2 luni. A fost un pic kamikaze pentru că și asta noi tot încercăm să facem push, să le spunem, dați-ne, vă rugăm, toate guideline-urile, toate reglementările pe care le aveți și ei ca principiu au regula asta că până nu semnezi, ei nu-ți dau nimic. Adică absolut nimic. Noi în 5 mai de fapt în 5 mai am semnat și manual. A doua zi am zis, aoleu, ce facem? Adică noi știm să organizăm evenimente mari, adică avem experiență din spate, dar nu știm un WTA ce însemna din punct de vedere al cerințelor lor. Totul e reglementat, înțeleg, este la virgulă. Exact. Și cumva primele 2 săptămâni au fost foarte, foarte stresante, că eram pe nicăieri cumva cu cerințele, testele COVID iarăși, un calvar cu parte de testări, care înainte n-ar fi fost. Și primele 2 săptămâni au fost grele, dar cred că după aia am început să ne așezăm și am muncit extraordinar de mult în, să zicem, acum câteva săptămâni, ca să ne punem pe picioare. Am avut, partea bună este că te ajută foarte mult, adică call-uri peste call-uri interminabile, Zoom-uri, dar au oameni pe fiecare departament extrem de bine structurați. Bine, plus că voi aveați experiența anterioară a evenimentelor, chiar dacă nu erau reglementate de cineva de afară. Corect. Și probabil că v-a ajutat mult la nivel organizatoric intern, cumva. Exact, 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 bineînțeles. Că de asta spune că dacă era în alt oraș care nu a mai făcut evenimente, cred că s-a luat cu mâinile de cap. Clar, nu, asta a fost un plus de încredere. Ne-a ajutat și Federația Română de Tenis, și domnul Itu, și domnul Țireac și Cosmin Hodor, pentru că trebuie ca cineva să te valideze. Adică dacă eu, Patrick, mergeam și dădeam un mail la WTA, nimeni nu m-ar fi băgat vreodată în seamă, pentru că e normal, știi? Ei, în momentul când scot o licență nouă și ți-o dau, riscă foarte mult, pentru că tu, dacă nu ești în stare să organizezi turneul la nivel înalt, imaginea proastă pică pe ei până la urmă. Exact. Adică, da, corect. Și asumă foarte mult. Că jucătoarele, vorba aia, știu cum arată un turneu, exact. Nu e ca și cum... Apropo de jucătoare, cât de greu v-a fost să aduceți jucătoare precum Cornet, Petkovic, na, niște nume mari. Da, da, asta, circuit. Clar, uite, întâmplător sau nu, Petkovic și Cornet sunt 2 jucătoare care au mai jucat Fed Cup-urile la Cluj. Așa, asta era, a contat, s-au simțit bine aici. Foarte multe jucătoare au vorbit între ele. Noi am încercat prin jucătoarele românce și prin antrenorii din România să promovăm cât mai mult turneul. Adică le-am rugat să meargă și la alte turnee, să vorbească cu ele, să le spună ce frumos e orașul, cât de frumos e clubul. Adică am făcut un pic de push pe treaba asta, știi? Și la, de exemplu... Ați făcut live marketing, cum se zice? Exact. Adică real time marketing. Le-am rugat, uite, promovează, hai să le aducem, hai să facem și ne-a ajutat. A fost super, super ok toate fetele românce. Sunt și multe, ce e foarte bine. Exact. Și așa a fost ideea. Clar că sezonul, adică perioada turneului, clar e contra sezonului, ca să fim foarte sinceri și realiști, și am știut-o din prima, dar e singura săptămână între pe care am primit-o. Iarbă și hard, cumva. Exact, plus jocurile olimpice. Dar e singura săptămână pe care noi am primit-o. Deci am preferat, am zis, mă, hai să facem, hai ne asumăm, asta e, și decât să nu facem, știi? Bine, acum din exterior, așa, să știi că nu se simte că ar fi în afara sezonului. Fetele se simt bine, joacă cu surprizele de rigoare care se întâmplă în fiecare turneu, favoritele care își câștigă meciurile și tot așa. Corect. Știu, apropo de organizare, că te mai țin odată, te mai țin la o întrebare cu subiectul ăsta, știu o chestie interesantă pe care am aflat-o de-abia aici. Da. Voi ați adus din România cei mai buni oameni care se ocupă de zgură, de exemplu. Da, da, da. Am adus... Și puțin știu asta, că la televizor nu se văd lucrurile astea. Da, sincer, am adus cei mai buni oameni, adică cei mai buni, știi cum e, relativ, dar am adus printre cei mai buni oameni din țară, cred că pe fiecare dintre...
dintre aspecte. Adică, de exemplu, unul dintre asociatul nostru pe partea de logistică, Tiberiu Popiel, care ne-a făcut tot ce vezi acolo la club, de la tribune, corturi, containere, absolut toată partea de logistică, care a fost un nebunie. Evident. S-a ocupat el și el face tot ce înseamnă TIF de 20 de ani untold, adică e cam... Și iau, practic, voi sunteți în continuare a TIF-ului. Exact, exact. Cred că exact. El acum a fost la TIF, vine la noi, săptămâna viitoare începe la untold, adică okay. Wow. Toate astea, da, adică oameni foarte buni, am adus-o pe Cezara Hodor, care a lucrat la Madrid 8-9 ani de zile în organizare, parte de marketing și așa mai departe, adică avem oameni extraordinari în jurul nostru și atunci mă simt foarte liniștit, cumva că ești pe mâna unor profesioniști. Nu am vrut să facem experimente chiar la acest eveniment, pentru că în primul rând. Exact. Trebuie să demonstrezi. Eu consider că adică mă uit acum în spate și să judec realist, cred că n-am făcut rabat la absolut nimic. Adică am preferat să avem un cost în plus, bineînțeles păstrând o balanță, să fie și, adică acel cost să fie justificat. Am vrut să avem o experiență cât mai frumoasă, pentru că prima ediție e cartea noastră de vizită. Degeaba, da. Adică degeaba mai vreau să facem dacă ediția asta nu iese bine, știi? E un demo. Exact. Apropo de jucătoarele pe care le-ați adus aici, e o jucătoare pe care n-ați adus-o, că ea deja era. Da. Briana Sabo. Da. Da? 15 ani, practic e produsul clubului în care se ține turneul, în care se organizează turneul. Cum o vezi? Unde o vezi în tenis? Crezi că are șanse să ajungă sus? Da. Briana este o sportivă care a crescut la Winners cu tatăl ei, Adi Sabo, care e unul dintre antrenorii principali de la Winners și chiar a și s-a ocupat de managementul clubului câțiva ani. Briana e susținută de clubul Winners, de noi, de câțiva ani deja, ce înseamnă parte de deplasări, adică noi o susținem financiar foarte mult și avem foarte multă încredere în ea, de asta și facem treaba asta, pentru că am văzut potențialul ei. Are foarte mult talent, e fizic, e extraordinar pentru tenis, e bine dezvoltată ca să joace tenis. Talent are, e foarte serioasă, muncitoare. La 15 ani, cea mai tânără jucătoare româncă cu puncte WTA și una a fost un timp și cea mai tânără din lume cu un punct WTA, deci cumva potențial ar fi. Potențial este foarte mult. Bineînțeles că eu joc în tenis, știu că e drum foarte lung de la potențial până la demonstrat, dar trebuie să avem grijă de jucătorii pe care noi simțim că au potențial, pentru că foarte mult se pierd pe drum și e păcat. Adică dacă noi avem foarte greu să găsești un jucătoare sau un jucător la tine acasă care să fie de acest nivel și să aibă perspectiva asta. Și atunci vrem să avem grijă de ea, ne suntem foarte mândri să o susținem și ce alt moment mai bun decât să îi acordăm un wildcard aici la turneu. I-am acordat un wildcard pe tabloul principal, chiar dacă am avut diverse discuții cu jucătoarele românce mai de top, care se plângeau că de ce i-am dat ei, nu le-am dat lor, de ce nu am dat în calificări. Până la urmă e turneul nostru și cumva a fost foarte important pentru noi să-i dăm această șansă, pentru că experiența pe care a avut-o o va ajuta foarte mult. Nu, bine, asta oricum, da, e o chestie care se întâmplă oriunde. La Roland Garros primești juniorii de acolo. Bineînțeles, plus că nu știu ce se poate întâmpla rău, adică pierzi un meci, scorul a fost onorabil, toată săptămâna stă aici și se antrenează cu toate jucătoarele, deci are tot ce are nevoie. Bine, vorba ta, pierzi un meci, dar câștigi experiență cât nu câștigi în toate antrenamentele. Clar, adică e mai important decât orice alt turneu această experiență și eu o văd sincer pe Briana, dacă continuă, oricând putem să o vedem în top mondial, părerea mea, pentru că are tot ce are nevoie. Afară de Simona, pe care bănuiesc că ai fi vrut să o aveți aici, da. Da, na, Tokyo, accidentări și așa mai departe, era destul de complicat oricum. Da. Spune-mi un nume de jucătoare pe care ți-ai dori să o vezi, uite, la anul, la a doua ediție a Winners Open. Sau mai multe nume. Multe. Pe care ți-ai dorit tu neapărat, îți place ție și ai vrea așa personal să o vezi aici. În primul rând, regula, ca să știi că probabil că știi, regula WTA 250 este că ai voie din top 10 să ai o singură jucătoare. Evident. Și aia e primul aspect.
Sunt foarte multe jucătoare, nu știu, Svitolina, Kerber, care mi-ar plăcea să fie la un WTA 250 și să știi că șansele există oricând, acum contextul n-a fost bun. Uh-huh. Svitolina, noi am avut discuții cu ea, pentru că eu am încercat pe ultima sută să mai... Pentru că două wildcard, noi avem patru... De fapt, doamna Monfis acum, hai doamna să-i spunem Monfis, cum trebuie, da, să exact. Spunem, da, așa. Noi avem patru wildcard-uri sunt pe tabloul principal, dar două sunt ale organizatorului și două sunt pentru top 20 wildcard, se numesc. Adică ai obligația ca până cu două zile înainte de turneu să le păstrezi pentru eventualele cereri din partea jucătorilor din top 20. Okay. Dacă acelea nu se cer, atunci tu le dai cui dorești. Și atunci am încercat pe ultima săptămână să aduc jucătoare de top. Am vorbit cu Svitolina, Kvitova, Kerber, multe alte jucătoare. Însă nu s-a potrivit contextul. Unele mergeau la San Jose, la 500, altele, Svitolina, de exemplu, ar fi vrut să joace săptămâna asta, dar a ajuns foarte departe, da, la Tokyo. A fost ocupată cu medalia de bronz. A fost ocupată cu medalia. A ținut o trasă. Tare mie că e la mare acum, nu vrea să joace un turneu în România. Deci, clar, sunt o grămadă de jucătoare de top pe care aș vrea să le văd și sunt convins că data viitoare, odată ce o să avem un calendar mai avantajos, o să avem jucătoare de top aici. Uite, spuneai că tu ai jucat tenis și ai jucat tenis mult. Da. Ca fost jucător de tenis, actual organizator de evenimente, spune-mi, e o întrebare pe care am adresat-o tuturor jucătorilor care am făcut interviu la turneu. Știm că tenisul se împarte în trei lucruri mari, da? Talent, adică tehnică, mental și fizic. Astea sunt cele trei axe pe care se joacă tenisul, da? Cum ai pune în procentaje cele trei axe pentru un jucător perfect? Cum crezi tu că ar trebui să împartă pentru jucătorul perfect, astfel încât totul să fie echilibrat? Sincer, acum mi se pare, deci dacă ne-am raportat la anii 90-2000 sau nu știu când juca Ilie Năstase și mai departe, cred că talentul era prima. Acum mi se pare cel mai puțin important talentul, pentru că și talentul se exersează. Adică, cumva, adică eu sunt de părere că muncă fără talent se poate să ajungi, dar invers nu se poate. Adică talent fără muncă nicio șansă, pentru că pierzi orice. Nu, adică tenisul acum atâta este de competitiv și a ajuns la un nivel incredibil încât dacă, de exemplu, 2%, 5% nu ești profesionist, nu faci ce trebuie, nu te așteaptă. Deci se simte absolut imediat efectul. Deci părerea mea că fizic și mental aici aș pune egal, aproape egal în 40-40 și talentul, da, okay, da. Să știi că am avut cele mai diferite răspunsuri, da? La întrebarea asta. Dar ce răspuns ai mai avut? Dar ce n-am avut? Au fost care au spus că tehnica contează, au fost care au spus că mental nu contează atât de mult, pentru că dacă fizic ești foarte ok, mental ești în regulă. Adică dacă mental tu știi că fizicul te ajută, n-ai nicio problemă să mergi mai departe și așa. Într-adevăr, dacă e să mergem... Tot felul de răspuns. Adică dacă e, degeaba, da, ai mental dacă fizic n-ai, adică exact, știi cumva, dar exact. Astea sunt foarte importante. Ai fizic, dar dacă clachezi non-stop sau dacă nu ești constant, poți să stai fizic oricât de bine vrei, că o să fii evident tot locul 300, adică... E foarte interesant. Relativ. Sunt foarte interesante răspunsurile, da, la întrebarea, da, asta. Pentru că fiecare, știi, se raportează la el. Fiecare o vede altfel. Exact. Cât de important e pentru voi că Porsche e partenerul, na, o marcă destul, da, de cunoscută, să zicem așa, e partenerul turneului? E, sincer să fiu, asta am tot zis la toate interviurile și așa, este parteneratul care de când sunt eu în zona de evenimente mă face cel mai mândru, foarte sincer spun asta, pentru că mi se pare o validare ca Porsche, să ai parteneri pe un brand ca Porsche, o validare a muncii tale și a faptului că evenimentul este unul de top. Pentru că Porsche e un brand de top, adică nu are nevoie de nicio prezentare, sigur nu se va asocia cu niciun eveniment care nu este corect, la un nivel înalt. Adică cred că asta și experiența jucătorilor a fost wow, din momentul când au văzut în aeroport, nimeni nu se aștepta. Știm că cred că foarte puține turnee au official car Porsche, Stuttgart știu care, dar puține altele au. Deci pentru noi e o mare, mare onoare și am avut ocazia să o și testăm, această mașină electrică, și extraordinar, o experiență de neuitat. Îți place Taycanul? Da, îmi place foarte mult Taycanul, e și designul exterior, dar și am impresia când conduci că parcă ești într-o navetă spațială, știi? Da, adică și bâzâie așa. Exact, adică nu fâșie, se aude motorul. Fâșie, nu se aude, știi? Dacă am avea un pic să
mai multă infrastructură și de mașini electrice în Cluj, dar sigur acum se investește foarte mult pe zona de electric și în Cluj. O să aibă mare, mare succes. Până la urmă, electricul e viitorul. Exact, suntem la început, știi cum e, când cât timp ai mai puține mașini, clar, e ciudat să ai multe stații. Clar, clar, e ca și cum ne-am gândit că în 1900 ar trebui să fie la fel de multe benzinării ca azi. Exact, ar fi exact, trebuit să fie. Exact. Dar din toată gama Porsche, ok, te-ai dat cu Taycanul, care este cumva o curiozitate, dacă vrei, acum că n-ai nou, din toată gama Porsche, care e mașina care ți se potrivește ție cel mai mult? Bună întrebare. Cred că dacă ți se potrivește un Porsche, deja e un lucru foarte asta bun. Asta e perfect, adică nu da, cred da, că, adică e ca și când, bună, oricum ca și, e ca și când mănânci o pizza, știi? Adică oricât de o diferită, e tot bună. E, da, adică e cu ananas totuși. Exact, nu fără ananas. Fără ananas. Da, deci e foarte greu de ales, dar aș nu știu, poate aș alege un Panamera sau un Cayenne Coupé, să zicem. Ok. Sau, da, mie îmi plac mașinile, acum eu conduc o mașină joasă și cumva mi-ar place să fac un switch la o mașină mai înaltă puțin, pentru că, știi, e destul de practic. Un Cayenne Coupé, de exemplu, ar fi mișto și îmi plac mașinile sport, adică îmi place să conduc sport, dar cu grijă, nu... Păi tu ai fost pe sport de când te da, știi, exact, deci adică, cumva e parte din ADN. Corect, deci da, cam astea ar fi, dar cumva mi se pare că e foarte greu de ales, adică toate sunt superbe mașinile. Păi numai probleme de astea ți urez, știi? Da, să fie greu să alegi între lucruri bune. Exact. Și îți urez multă baftă la anul. Apropo, bănuiesc ca voi ca organizator deja aveți o listă cu lucrurile care trebuie să întâmple la anul, mai bine, clar, mai altfel. Cu siguranță, cu siguranță. De-abia aștept să văd ediția de la anul. O să fiu probabil aici din nou. Sper. Păi cum, n-am. Sper, te așteptăm e cu drag. Obligatoriu. Deja suntem obligatoriu, știi? Ești o prezență foarte plăcută și cred că foarte multă lume te cunoaște deja. Și din cronicile tale eu te citesc foarte mult, deci cred că ești potrivit aici. Gata, perfect. Păi da, și din Bistrița, de la vecin. Exact, cumva... ești din zona noastră. Și vorbim, dacă vrei. Puteam să vorbim în ardelenește, nu mai înțelegeam nimeni. Da. Bine, mersi mult, Patrick. Mersi și eu. Și multă baftă. Mulțumesc mult.